Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 187 denumit COVID s-a dus pe Dune. Acest episod a fost înregistrat în data de 2 noiembrie 2021, într-o zi de marți. În acest episod vreau să vorbesc despre faptul că COVID nu iartă pe nimeni, despre lucruri mai ciudate legate de UK și despre sfaturi practice legate de relația cu home office. Înainte de orice, am un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Și bineînțeles, mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com, joia la 6 seara și pe YouTube. Așadar, pe toate platformele pe care asculti podcastul, nu uita să dai un like, share, un coment, în așa fel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Desigur, să nu uit să pomenesc că cei oameni faini pe care îi pomenesc întotdeauna sunt cei de la Rand e Hub care îți oferă sprijin de muncă și pe probleme de Brexit, mai sunt cei de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor în UK. Sunt cei de la Centrul Filia, care trebuie lăudați pentru lupta pentru drepturile femeile, femeilor. Și bineînțeles, sunt cei și de la ecler.org care oferă cum ar veni protecția antisclavie modernă, respectiv împotriva traficului de persoane. Și așa, uite că intrăm în pâinea de cea de toate zilele, ca să zic așa, și ajungem la treaba asta. Faptul că COVID nu iartă pe nimeni. Și zic treaba asta pentru că, uite, de curând am văzut uh, într-un articol, se spunea că Jason Momoa a luat uh, COVID la premiera Dune în Londra. Jason Momoa, Momoa este un actor foarte cunoscut în tot felul de filme din asta din uh, universul DC. Mi se pare că a jucat Aquaman în uh, un film mai recent și din nou a fost uh, foarte lăudat în filmul ăsta, Dune, care este filmat, de, făcut de către cei de la H HBO Max și este dat pe HBO Max. Nu știu când va ajunge vreodată pe, dacă va ajunge vreodată pe Netflix sau Amazon Prime Video, n-am nicio idee. În fine, omul nostru a venit în Londra la premiera filmului și este al doilea film la lista de box office de UK, imediat după filmul lui James Bond, Bond, No Time to Die sau ceva de genul asta, cel mai nou film al lui James Bond cu Daniel Craig. Bun, și omul nostru venind în Londra a fost la petreceri s-a întâlnit cu mulți oameni, PAC și l-a lovit COVID-ul și pe el. Și tocmai de aceea am pus titlul COVID, cum îi zice nu titlul, Subiect de discuție: COVID nu iartă pe nimeni. Și ca idee, la un an și jumătate de când a lovit COVID-ul, Uite că, în mod oficial, sunt 5 milioane de victime în lume. Și dacă se setuiți, sunt undeva peste 160.000 de victime în chei numai. Și este o chestie foarte interesantă, s-a mai discutat de mai multe ori, cifra aia de 5 milioane e o, o subestimare. Pentru că, în mod precis, te poți aștepta să fie liniștit peste 20 de milioane de victime în mod real. Multe victime n-au fost înregistrate cum trebuie. Și uite că COVID în continuare continuă, în continuare continuă. E, <laughs> e o greșeală de exprimare. Oricum, ideea este că COVID ne lovește din toate părțile, lovește inclusiv puterea de exprimare a podcastului, podcastului ăstuia. Bineînțeles, când faci podcast la una ora 11 seara, deja ți se duce ceva din puterea de exprimare. Mergem pe mai departe ci că se, deja în UK se poate face vaccinul Rapel, cel care se face la șase luni de zile de la ultimul vaccin. Cum am reușit să fac vaccinul în iulie, asta înseamnă că undeva prin februarie o să pot face acel vaccin Rapel de COVID. După mine m-aș fi dus să, 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 mă mai vaccinez încă o dată chiar acum, la cât patru luni de zile distanță de la ultimul vaccin. Dar asta e viața. Tot legat de COVID, se pare că va fi un exod în masă de la NHS Anglia, pentru că doctorii sunt efectiv distruși, obosiți, supărați, dezamăgiți, ca să zic așa, o, bună parte din GP, adică general practitioner sau medici de familie, s-au trezit și hărțuiți, așa, amenințați de către doctori, de către pacienți, pardon, pentru că nu au întâlniri în persoane, ca să zicem așa, pe viu, și așa că o bună parte din doctorii din NHS Anglia se gândesc să schimbe joburile, să plece în alte părți, probabil chiar și în alte țări. Și gândește-te că o așa bună parte din oameni e vorba de oameni veniți din afara UK-ului, înțelegi? Și atunci, mai ales când este vorba să fie din Uniunea Europeană, te putea gândi că oamenii ăia se gândesc să se ducă înapoi către Uniunea Europeană, cine știe în ce țară. Și totuși, din toată secțiunea asta de COVID, uite că avem o, o știre foarte bună, și anume faptul că UE va accepta COVID Pass al UK. Știi, când te duci în aplicația de NHS pentru tine ca persoană, găsești la un moment dat COVID Pass. Găsești un QR code pentru domestic și un alt QR code pentru travel, pentru călătorii. Și uite că UE va accepta acest COVID Pass, acest cod QR, începând cu data de, mi se pare, să ne uităm, 5 noiembrie 2021, respectiv de la 3 zile de acum încolo, UE va accepta acest COVID pass. Și este un lucru important pentru că era întotdeauna în discuție dacă cumva UK-ul sau cei care s-au vaccinat în UK vor putea merge mai liniștiți în Uniunea Europeană, și dacă va fi acceptat acel cod QR care se generează în UK. Uite că va fi acceptat și așa că poți să te bucuri de o călătorie puțin mai liniștită, ca să zic așa, când mergi încolo către continent. Bun, acum hai să trecem la alte lucruri, ceva mai ciudate, ca să zicem așa. <laughs> Am o secțiune de ciudat acum, așa să nimerit situația. Dar este important de discutat, pentru că discutăm de o societate schimbată, o societate diferită față de cea din România, unde discuțiile se duc puțin diferit. vorbaia aia, când e ai burta plină, poți să filozofeze altfel. <laughs> sau, într-un fel spus, altfel plângi într-un Mercedes, sau ceva de genul ăsta, știi? Și, uite, una dintre primele știri care le clasific eu la ciudate, dar ciudate pentru că eu, cu contextul meu de România, nu înțeleg foarte multe de UK, de și citesc și învăț cât pot de mult. De exemplu, a apărut o știre recentă în BBC, ceva de genul ăsta, și că femeile lesbiene atacate de femeile trans pentru că nu vor să aibă relații intime cu ele. Deci, efectiv, în principiu, ce este vorba? În UK se merge foarte mult pe o linie destul de radicală, dacă nu chiar extremistă, condusă de un grup din asta de, să zicem, activiști trans care lovesc în stânga și în dreapta, în special lovesc în femei și în femeile lesbiene. Și se pare că toată grupa asta de QP, UK a fost acaparată de gruparea centrală sau cel puțin mai radicală de activiști trans, care au început să atace în stânga și în dreapta în orice om care nu merge exact pe ideologia lor. Și fac presiuni, fac bullying, bullying pe oriunde pot e mai bine. În așa fel încât oamenii care îndrăznesc numai să pună în discuție situația trans sau cel puțin invită la discuții deschise să fie luați la, la șuturi și atacați. Și mai nou ce am aflat, uite că femei lesbiene, cumva presate, dacă nu chiar și violate, de către așa zisele femei trans, bine, așa zisele, femeile trans, care femei trans ce înseamnă, au fost la un moment dat bărbații, din punct de vedere sexul biologic este bărbat, codul genetic este bărbat, organul sexual este acolo, toate cele, dar au făcut tranziția către femei, de aia zice tranziție femei trans. Și atunci ce se întâmplă? Femeile astea trans, care inițial au fost bărbați, atacă destul de virulent și de puternic femeile lesbiene care nu vor să aibă relații cu ele. Și au fost, au fost discuții din astea mare. Gen, ești transfobic dacă tu vrei să ai relații intime numai cu persoane care au organul genital care îți convine ție. Știi? Ori asta e o chestie foarte greșită. Și pe de altă parte este și o chestie greșită în materie de a înțelege, de exemplu, care este, să zicem, stilul de viață sau orientarea unei femei lesbiene, știi? Există o chestie numită heteronormalitate sau normă, chestiuni heteronorme, gen când te uiți la o situație sau relații, le vezi doar din punctul de vedere a unui bărbat plus femeie. Știi că vezi, de obicei o să vezi o tonă de bărbați, cel puțin prin România, când se discută de femei lesbiene, zic, ok, din cuplu ăsta de două femei, care este bărbatul? Ori problema asta se pune total greșit, pentru că femeile Lesbiene sau bărbații homosexuali, nu se uită la pereche ca care e bărbatul, care e femeia. Înțelegi? Deci, nu au nicio discuție în genul ăsta. Și cine pune probleme întrebările de genul ăsta, să înseamnă că nu are nici o minimă, să zicem, cunoștință în, din punctul ăsta de vedere, nici măcar un interes în principiu, știi? Și tocmai de aceea, bineînțeles, femeile lesbiene sunt atrase de către alte femei. Pentru că biologie, inclusiv organele sexual, tot ce vrei tu pe acolo, e un amestec complet. Și atunci, îți dai seama, au, fost, nu au fost, nu unele, au fost, nu puține, au fost situațiile în care femeile lesbiene din UK s-au întâlnit cu o altă femeie, crezând că e lesbiană, dar de fapt era trans, și atunci a refuzat să aibă relație intimă cu persoana elaltă, și atunci femeia trans a pornit în atacuri și tirat de la adresa femeii lesbiene. Ori, în principiu, când este vorba de relații intime, ăla este punctul și locul în care ai voie să fii cât se poate de excluzionist. Oricât de excluzionist vrei tu. Pentru că tu nu poți fi obligat să ai relații cu sexuale cu nicio persoană cu care nu vrei să ai, pentru că în felul respectiv ăla s-a rumi gesuat viol. Ok? Deci, oricât cât, tragă ăștia femeile trans pe direcția că ești transfob dacă nu vrei să te culci cu ele sau ceva, nu este nici pe departe în dreptul lor să te spună treaba asta. Tu, ca persoană individuală, ai dreptul să refuzi pe oricine, pe orice fel de motiv. Înțelegi? Și orice altă situație nu merge. Că zicea, băi, dacă refuzi să ai o relație sexuală cu cineva pentru că e gras, invalid sau nu-i din rasa, etnia ce vrei tu, gata, tu ești fob, nu mai știu ce vrei tu. Ori chestia asta este puțin mai dificilă și mai complicată și, în primul și în primul rând, vorbaia nu. E o vorbă rămânească și că nu te caci în gustul omului. Ok? Și atunci, situația asta aici a degenerat într-o chestiune foarte ciudată, că le-am pus la capitolul ciudat, în care femeile trans, foști bărbați, atacă lesbienele că nu vor să se culce cu ele. Păi, lesbienele se duc numai pe direcția cu lesbienele, adică alte femei și așa mai departe, inclusiv cu sexul biologic potrivit. Și atunci, aici se vede că. E, e o problemă destul de mare, pentru că atunci când ai radicalismul ăsta, extremele astea, trans, care lovesc în stânga și în dreapta și fac și bullying, inclusiv la nivel de universitate și orice vrei tu acolo, nu se ajungă nicăieri într-un mod util. Tocmai de aceea a apărut un curent din asta în cadrul femeilor și în cadrul feministilor în special, TRF, mi se pare, TERF, și aia înseamnă Trans Exclusionary uh, radical feminist, ceva de genul ăsta. Și atunci, ce înseamnă? Dar fiindcă există atacurile astea a femeilor trans, să nu uităm că bărbații trans nu se comportă așa. Bărbații trans care fost, au pornit femei și au făcut tranziția către bărbați. Nu există comportamentul ăsta. Comportamentul ăsta este de la cele care au fost bărbați. Și după aia legal, acum trebuie să fie considerate femei. Ori simplu faptul că la un moment dat te femeie, și din punct de vedere legal îți este drept uh, ok să, ți să fii declarat femeie, nu, nu înseamnă că anulează, să zicem, chestiunile de bază în toată povestea asta. Și așa că, uite, în podcastul ăsta afli și de un termen numit TRF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Și de aia o să vezi și, să zicem, reversul medaliei cu cât trag mai mult grupurile trans către o extremă în care și buliesc oameni pe bandă rulantă doar pentru faptul că vor să discute pe subiectul ăsta, cu atât mai mult o să apară grupurile de femei care o să tragă foarte tare în partea și o să zică, băi, orice vreți să vă numiți, dar până la urmă, mai devreme sau mai târziu, noi nu o să vă putem considera femei ever again. Știi? În principiu, dacă vrei să fii mai bine, mai protejat în orice fel de discuții pe care le ai și în public, și la locul de muncă, le ții chestiunile de politică, religie, orientări sexuale, discuțiile alea le ții într-un cadru cât se poate de restrâns, departe de, parte de uh, văzul lumii largi, pentru că în UK este relativ ușor să fii bulit și pe online și pe toate cele, chiar dacă este dreptul tău să te exprimi corect pe anumite subiecte, înțelegi? De exemplu, în UK este considerat transfobic de către grupurile astea radicale. Dacă spui că, ok, femeie, femeie trans, ok, considerăm așa foarte bine. Însă sexul biologic nu a fost schimbat pentru că nu poate să fie schimbat. Nu schimbi biologia omului și nici ADN-ul omului, înțelegi? Ei, când în momentul în care spui treaba asta, deja este considerat transfobic de către grupurile astea și atunci e scandalul mare, oamenii sunt buluiți, oamenii au fost dați afară și nu au fost dați afară pentru că oamenii era ceva greșit. Nu, au fost hărțuiți de au ajuns să fie dați afară Sau să-și dea ei demisia din locul de la muncă știi? Ori chestia asta cu Buleitul și cu harassmentul Care are loc Nu cred că le face Deptate în grupurilor ăstora trans Și este important de discutat Pentru că e o realitate care se întâmplă În UK în momentul de față Hai să mergem Pe mai departe ca să vedem ce alte priorități Mai sunt în UK din când în când De exemplu o familie din Le Leicester a primit reclamație pentru că sărbătorește prea mult Halloween. Adică, ce se întâmplă? Oamenii noștri și-au pus tot felul de desene, figurine. Au creat, de exemplu, în fața casei și puțin în lateralul casei, o întreagă zonă din aia de spooky. <laughs> Spookiness. Dar distractivă în felul ei, ca să susțină, de exemplu, cei de la Cancer Research. Și cineva, cumva, pe undeva, s-a trezit să facă reclamație că îi se pare că e prea ostentativă a, afișarea asta de Halloween. Și s-a și trezit cineva de la poliție să vină să spună, băi, ar trebui să vă mai liniștiți cu sărbătorirea Halloweenului, că pare că voi prea sunteți în spiritul Halloweenului. Moment în care oamenii au refuzat, au spus, măi, sunt oameni care sunt înjungheați Târhăriți, furați și așa mai departe, și pe voi vă va de grijă să veniți la mine să-mi spuneți să-mi strâng eu câteva dintre figurinele astea de Halloween de aici. Bun, voi n-aveți ceva mai bun de făcut, știi? Și plus că uite-te că noi facem campanie pentru Cancer Research și strângem bani pentru ei acum, în perioada asta. Voi n-aveți ce face, nu? Și, într-adevăr, nu odată au apărut plângeri în tot felul de locuri, de obicei undeva în afara Londrei, în care polițiștii se duceau la reclamații din asta de, de doi bani. O simplu fapt că cineva pe undeva s-a simțit lezat. I s-a părut că i se simte lezat. Și oameni să fie luați la rost doar pentru simplu fapt că cineva, că cuiva i s-a părut că nu este ok să vadă, ce știu, un copac anume într-o curte sau uh, cineva care sărbătorește prea mult Halloween-ul. Și important în toate situațiile astea, mai ales în care se vede că nu, nu se are dreptate, spui, domnule, nu, nu, e în dreptul tău să fii chestia asta. Câteodată polițiștii vor, vor depăși măsura, vor sări calul și vor spune că te invită să faci o declarație voluntară la poliție, la care spui tu, voluntar, bine, pa, hai, pleacă, n-am nevoie nici chef de tine, pentru că tu pur și simplu îmi încalci mie dreptul la liberă exprimare și bla, bla. Important este că se întâmplă lucruri ciudate în care oameni se reclamă pe alții pe chestiuni de nimic, gen, de Bucură-te că ăla a făcut Halloween-ul. Bun. Și o altă chestie ciudățică ce se mai întâmplă din când în când prin, și în Londra și în afară este ca trenurile să fie blocate de la mers. De obicei se întâmplă înspre toamnă. De ce? Toamna cad frunzele de pe copaci și dacă acele frunze cad pe calea ferată și a plouat puțin, acele frunze vor încurca efectiv funcționarea optimă a trenurilor. Pentru că ce se întâmplă atunci când trenul ajunge în zona aia cu frunze? Dacă roțile încep să patineze, atunci sistemul automat al trenului va bloca trenul în loc. Și asta se întâmplă destul de des la DLR, la Overground, sau chiar la linii de metro în Londra. Și o să spună, ok, sa, linia cu este oprită toată ziua din Piccadilly, din cauza faptului că există Leaves on tracks, cam așa o să spună, frunze pe calea ferată. Și datorită sistemelor automate care există în trenurile astea, dacă la un moment dat anumite roți patinează, tot trenul se blochează pe loc și atunci sunt probleme. Ei, de curând ce a fost în zona Salisbury, a fost un tren din ăsta a patinat, s-a blocat în loc și atunci un alt tren care la rândul lui trebuia să se oprească, n-a reușit să se oprească tot din cauza frunzelor și s-au bușit trenurile alea și împreună așa bușite cum au fost, au ajuns într-un uh, tunel. Mi se pare că vreo 10-20 de oameni au ajuns răniți și conductorul unui dintre trenuri a ajuns cu rând la spital. Și până să venim, să ne mutăm aici în echii, eu n-am știut că niște frunze pe calea ferată ar putea genera probleme. Gândește-te că ce făceau oamenii și copii când erau mici și stăteau în zona căilor ferate în România. E ghicește. Toată lumea punea monezi pe calea ferată. Să vadă cum sunt monezele cum sunt presate de către tren la un moment dat și făcuse, făcute fâșie. Ba chiar unii mai aveau curaj și puneau ba un măr, ba ce știu, un plastic. Alții puneau chiar câte o piatră din aia pui o piatră și vezi când vine trenul ce se întâmplă. Pentru că te gândeai, băi, la cât este de greu trenul, nu poți să deraiezi trenul. La un moment dat, și noi copii fiind mici, în vremurile vechi și de mult, chiar ne gândeam să punem o dita mai piata pe calea ferată. Și totuși am dat-o la o parte, gândindu-ne că cine știe ce se întâmplă și deraiem o dita mai trenul. Nu vrem să facem prostii de astea. Dar monezi, am tot pus pe calea ferată de... Ne-am plic... ne și plictisit la un moment dat. Iar când vii aici în UK okay și vezi că se blochează trenurile de la, efectiv de la frunze pe calea ferată, te miră extraordinar ce se întâmplă. Dar, într-un fel, probabil că este mai bine așa, când au sistemele astea automate care blochează trenul, pentru că vrei să ai grijă de oameni și să îi ferești de orice fel de accident. Totuși, rămâne în continuare știrea asta la secțiunea de ciudat. Și acum ajungem la secțiunea de sfaturi practice, mai ales când este vorba de relația cu home office. Pentru cei ce nu știu, există un podcast denumit, cum îi zice, Freedom from Immigration, ceva de genul ăsta. Hai să ne uităm puțin în listă. Este un podcast foarte fain, se numește Free Movement, așa. Dacă asculti podcastul, nu uita să te înscrii și la acel podcast denumit Free Movement. Și în podcastul respectiv, am aflat că în relația cu Home Office trebuie să citești atent Case Worker Guidance. Și aici este vorba în special de chestiuni legate de settle status și mai încolo de către obținerea cetățeniei britanice. Și deși Case Worker Guidance este doar un ghid, de fapt, cei de la Home Office, agenții de la Home Office, se vor lega de ghidul la 100%, îl vor considera lege, deși nu există lege care să specifice exact toate măsurile și toți pașii de urmat când e vorba de, ce știu, diverse reguli care trebuie respectate de către oameni când vor să-și cetățenia britanică sau să primească un statut de rezidență în UK. Și tocmai de aceea, de fiecare dată când ai vreo relație cu home office, orice fel de problemă, este bine să găsești și acele caseworker guidance. Să zici, hai să zicem că vrei să ții cetățenie, caută British Citizenship PDF Caseworker Guidance. Și atunci o să ajungi la acel guidance, la acel ghid destinat muncitorilor sau agenților home office, dar care îți va da și ție o idee despre modul în care se vor comporta ei cu tine și ce detalii îți vor cere pe mai departe. Oricum, ca idee, pentru faptul că vreau să aplic în curând la cetățenia britanică, oricum am cumpărat un manual de vreo cât 80 de pagini în care se explică cât de cât procesul ăsta de aplicare la cetățenie și ce condiții specifice trebuie aplicate. În mod normal, când te baci pe site-ul Guvernului UK, ai pe acolo, cum îi zice, eu, o anumită pagină specială. De exemplu, se numește Apply for Citizenship if you have indefinite leave to remain or settle status. Și acolo spune ceva. Dar dacă nu citești foarte bine, de exemplu, VID, uh, acel naturalization guidance, care e vreo 50 și ceva de pagini, 40 și ceva de pagini, ei bine, nu îți dai seama prea bine ce lucruri specifice trebuie să le faci, de exemplu, în două situații. De exemplu, cum să dovedești faptul că ai 5-6 ani de zile de rezidență în UK sau ce înseamnă să fii un cetățean bun, be of good character sau ce înseamnă să, con, in, să ai intenția de a continua de a locui în UK. Chestiile astea nu sunt definite foarte bine pe site, trebuie să citești acele PDF-uri. Și tocmai de aceea ăștia de la Free Movement podcast, dintre ei este un uh, avocat Colinio, el a scris un manual foarte interesant legat de imigrație, și că costă vreo 9 lire, poți să cauți Colinio, Immigration și uh, British Citizenship, ceva de genul ăsta. Și găsești un loc unde poți să cumperi la un moment dat acel document. Și citind acel document înțelegi ceva mai multe. Bineînțeles, este bun de citit și Caseworker Guidance. Chiar așa, chiar așa să caut de exemplu Citizenship by Naturalization După aia pui PDF, Case Worker Guidance și se găsește undeva. De exemplu, naturalization booklet. Sau naturalization as a British citizen by discretion. Și uite aici găsești un booklet foarte bine, uite, creat în 2021 chiar acum. Și bineînțeles, mai e un alt booklet de vreo 50 de pagini, versiunea 8 deja, publicat în tot iulie și British Citizen by Discretion. Îl downloadez și pe ala. Și așa o să am alte două PDF-uri pe care trebuie să le citești și să le înțeleg cât de cât. Pe lângă ce am cumpărat de la ghidul acela de imigrație. Pentru că sunt foarte multe lucruri de citit și de înțeles și bineînțeles toată problema asta trebuie atacată din toate direcțiile. De ce? Pentru că cei de la home office au ceva, să zicem, libertate în a accepta lucruri în favoarea ta, dar mai mult sau mai mult decât asta, ei pot fi și destul de subiectivi. Și este greu să lupți împotriva unei decizii negative ale home office. Așa că, de ce nu? Este bine să fii informat. Vorba aia, informația este putere. Și un al doilea sfat, practic, pe data asta, este legat de faptul că trebuie să ai grijă să-ți actualizezi întotdeauna datele online, adică e-mail, număr de telefon și adresa la care locuiești, inclusiv pașaportul sau ce ți-ai folosit pentru crearea acelui status, status. De ce? Pentru că statutul ăsta pur digital, inclusiv cercetătorii de la Cambridge, au ajuns la concluzia că este discriminatoriu și duce și la discriminare indirectă, dar duce și la discriminare directă. Și nu știu dacă mai devreme sau mai târziu se va schimba situația în care să ți se dea, dacă ai setul status sau prisetul status, ai un document fizic. Un document fizic ar ajuta enorm de mult în multe situații. Dar așa, uite că ești cumva blocat în acest status digital și este bine ca întotdeauna să ai detaliile astea actualizate. Măcar o dată la câteva luni de zile, intră pe site, ca să știi măcar unde găsește acel site și verificăți detaliile, pentru că nu știi niciodată când vei avea nevoie să le confirme așa cum trebuie. Și bineînțeles, este bine să îți faci cont și la HMRC ca să vezi cât de multe taxe se plătesc în numele tău, pentru că mai devreme sau mai târziu, când interacționezi cu statul, este bine să îi dai codul, îi dai National Insurance Number și pe baza ăluia, se poate verifica activitatea și, să zicem, inclusiv dreptul de rezidență în închei. Adică cât timp ai stat tu, ai locuit în închei și cât ai lucrat efectiv și câte taxe ai plătit. Așa că, dat fiindcă statusul port digital este discriminatoriu, este bine să fii în temă cu datele tale online. Și uite că cu ocazia asta am terminat prima parte a podcastului prima parte va fi difuzată pe radio.com joia pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte podcastul de față, în lungimea lui, de ce nu, fuguța pe manuelcheța.com și acolo găsim mai multe detalii. Așa că ne mai auzim pe data viitoare. Pa, pa! Și acum că tot discutăm de sfaturi practice, uite de exemplu, la limba engleză, cum se pronunță corect anumite cuvinte în limba engleză. De exemplu, perechile de substantiv și verb au același sens, dar se pronunță puțin diferit. De exemplu, dacă este substantiv, accent pe prima silabă. Dacă este verb sau adjectiv, accent pe a doua silabă. Și luăm cuvinte care au același sens, dar pot fi folosite în contexte diferite. De exemplu, record. Record înseamnă o chestie scrisă pe undeva. I have this on record. Sau dacă nu, vrei o acțiune, dar cu același cuvânt record, I'm gonna record this stuff. Deci vezi? Dacă e substantiv, accentul se pune pe prima silabă, dar dacă este cumva verb sau adjectiv, accentul se pune pe a doua silabă. Un alt cuvânt este import. Știi? This is a product of import. Adică e ceva care a fost adus de, de prin, prin altă parte. Sau, uh, let me import this into my program. Vreau să import chestia asta, datele astea în programul meu. Din nou, sunt perechi substantiv-verb, au același sens cuvintele, dar folosite în contexte diferite, au accentele puse diferit. Mai sunt și alte care au sens diferit în funcție de cum se folosesc. De exemplu, unul dintre cuvintele astea este conduct. Poate fi folosit ca substantiv, poate fi folosit ca verb. Sau, so, de exemplu, he had a bad conduct. Ok, a avut comportament uh, prost. Dar uh, dacă zice he will conduct a song uh, or a lyric, ceva de genul ăsta, adică e conduct din la dirijor de muzică. He will conduct, înțelegi? Un alt uh, sens este content. Una la una. Când zici uh, he is content, uh, this content is really good, conținutul ăsta e foarte bun, dar uh, asta e când folosești un substantiv. Dacă vrei să treci la verb, he is really content about this stuff, adică el este foarte mulțumit cu chestia asta. Așa, din nou, regula se aplică. Cuvântul respectiv, dacă e folosit pe post de substantiv, accentuit pe prima silabă, dacă e verb sau uh, adjectiv, atunci accentul pe a doua silabă. Și asta este o chestie pe care nu prea știam, pentru că cumva trăiam cu impresia că accentul întotdeauna se pune pe prima silabă orice ai discuta. Și uite că, de fapt, nu e așa. Și lucrul ăsta l-am învățat de pe canalul lui Lucy, da? English with Lucy. 20 de minute și înveți tot felul de chestii foarte faine. Sunt vreo 4 sau 5 canale de care te pomenesc aici. Sunt extraordinare. Și cred că o să treacă 10 ani de zile de când sunt în ok și tot o să le urmăresc să învăț. Un uh, alt lucru interesant despre cultura britanică, de exemplu, cum de au cucerit britanicii India. E un canal de YouTube foarte fain, care la un moment dat au vorbit inclusiv despre viața lui Dracula. Se numește Extra Credits, canalul de YouTube. Și cucerirea Indiei, un paradox istoric. Cum au reușit britanicii să cucerească India? Deși India la momentul respectiv avea un imperiu puternic, avuții nemai auzite și totuși, până la urmă, britanicii au reușit să controleze India. Și a fost totul într-un proces extraordinar de mare, și chiar la începuturi, comercianții britanici efectiv se proșteneau în fața imperiului, împăratului acolo, care exista la vremea respectivă în India, numai și numai să-i lasă și pe ei să cumpere mirodenii să, le vin vândă către UK. Deci oamenii chiar s-au proștenat, proștenut în fața Imperiului. Și cumva, de-a lungul timpului, au reușit, prin tot felul de măsuri subversive, să cucerească India. Și acum am văzut filmul 1, episodul 1 și episodul 2 și abia aștept să văd restul, să îmi dau seama mai exact cum au reușit să pună britanice efectiv mâna pe subcontinentul indian, deși respectivul avea putere și avere și ce vrei tu pe mai departe. Bun. O altă chestie faină legată de cultura britanică. De exemplu, Sir Kenneth Grange, britanic care a schimbat lumea designului, care de curând l-au sărbătorit pe Sir Kenneth Grange la Science Museum. Și omul încă și a făcut un interviu cu el și el s-a ocupat de remodelarea camerelor Kodak, de remodelarea Kenwood Chef, un robot din de bucătărie, și inclusiv Intercity-ul 125, trenurile alea le-a regândit el și a gândit foarte bine pe o anumită direcție, gen hai să facem un produs să fie mai utilizabil, să reușesc să îl adaptez nevoilor mele, nu doar să fac o chestie care arată mișto. Și tocmai de aceea omul a fost sărbătorit și trenurile de la, la gen Intercity 125, designul ăla a scuțit, încă există în continuare și e foarte folosit prin tot echiul. Și este fain când vezi că asemenea oameni reușesc să creeze, să zicem, un întreg curent de design care să fie cu adevărat utilizabil pentru oamenii obișnuiți. Mergem pe mai departe. La viața în Londra și în sănătate. Dacă vrei să știi cum arată Glasgow din Scoția, din spațiu, am un link către un film al celor de la ESA și arată cum arată. ne prezintă cum arată Glasgow din spațiu, foarte interesant. O altă chestie foarte interesantă este faptul că muzeul Evantaielor se redeschide pe 10 noiembrie 2021. E chiar aici, peste apă, în Greenwich. Te costă 5 lire biletul și trebuie să mergi adres la adresa 12 Crooms Hill, London, codul S108R. Și acolo o să vezi un mu muzeu al evantaielor. Nu că și fi eu foarte interesat de acest muzeu, dar l-am trecut aici, pentru că în UK, în London în special vreau să zic, găsești lucruri care mai de care mai ciudate. Dacă vrei un muzeu al designului, un este și un v Vagina Museum, unde o New Newham. Este un muzeu al imigrației undeva în Lewisham Există și muzeul ăsta e pe Antailor, în Greenwich. Există muzee și de calculatoare, de orice vrei tu. Și în Londra găsești. Londra e propriul său univers. Da, am și pus asta. <laughs> Din 10 noiembrie. Când e 10 noiembrie? De săptămâna viitoare, de miercuri, se redeschide muzeul. Cool. O altă chestie faină legată de viața în Londra și în sănătate. Escu Show, videocasterul Ion Ionescu, care vorbește și face tot felul de interviuri cu români de prin țară și din afară, a vorbit ultima oară despre Marlena Botezatu cu restaurantul Dracula din Londra și se vorba de finalista șef la cuțite cu acel restaurant și motoul ei este succesul este o succesiune de eșecuri. Foarte interesant, poți să găsești pe ea la bucătăria marlene.ro și, desigur, bineînțeles, urmărește Escu Show ca să mai vezi și tu ce oameni interesanți să promovați de către omul ăsta. Și acum ne întoarcem la actualitatea britanică și londoneză, unde am discutat la un moment dat de COVID și de ciudat. Astea sunt clasate deja la actualitatea britanică și londoneză, dar uite, ghețoar pentru Londra, și că în curând vom merge din nou pe primul rând de scaune la DLR. Din cauza COVID, primele rânduri de scaune de la trenurile astea de DLR au fost blocate pentru conductorii de la TFL. Așa că în curând, mi se pare că de săptămâna viitoare vor fi luate limitările alea, blocajele alea și o să poți sta în față la acel vagon și o să te poți bucura de priveliște. La un, moment, la un moment, dat mi se pare că am filmat de pe, din fața DLR-ului, de pe scaunele alea din față, cum veneam noi de la Stratford către Canary Wharf. Și am pus și o melodie aleasă de la YouTube, acolo găsești pe canalul de YouTube, Manuel Cheța, cauți, Manuel Cheța pe YouTube și găsești acolo DLR, filmarea respectivă, am făcut-o, cred că acum vreo 2 ani și jumătate. Locurile alea sunt foarte căutate, ca să zic așa. Bun, ce s-a descoperit în ultima perioadă este că se fac prea multe home deliveries în Londra și în felul ăsta adică că se periclitează, să zicem, clima. Și una dintre propunerile care s-au făcut să se creeze 10.000 de drop points unde să fie aduse acele home deliveries și oamenii să se ducă la acele drop points dacă tot vor să primească deliveries acasă. Acum, sunt sigur că sunt un milion de probleme cu acele două puncte, așa că nu o să discutăm mult pe chestia asta. Home deliveries vor continua să existe cât vor exista oamenii. Mergem pe mai departe. Cică 25% dintre muncitori plănuiesc să schimbe locul de muncă. Și nu mi se pare minune, pentru că gândește-te atât de mulți oameni, cel mai probabil, au rămas blocați la locul de muncă din cauza lui lui Coviduț, <laughs> plănuiesc, da? Încât la un moment dat s-au gândit, ok, este bine să facem o, o, mișcare. În principiu, cel puțin în domeniul IT unde lucrez eu, oamenii își schimbă joburile cam o dată la 2 ani de zile. Și în felul ăsta au și câte o mărire în grad, și în salariu, dar și în grad. Așa că nu este o mirare când aflu că, de fapt, în UK, deja vreo 25% dintre muncitori se gândesc să-și schimbe locul de muncă. Bine, de data asta este vorba mai mult de locurile mai, mai, mai de jos, nu neapărat cele mai de jos, dar locul mai de jos. Și de ce? Pentru că în IT oamenii nu prea au avut nevoie să schimbe neapărat locul de muncă. <laughs> Și asta e viața. Ce să zic? Mergem pe mai departe. În Bristol, o britanică face furori cu bostanii minuscul din sticlă. Și asta e o chestie foarte faină. mi am place că BBC-ul promovează tot felul de chestii, chiar dacă chestia asta nu pare un lucru extraordinar de mare. Ea folos, face artă din sticlă, se face printr-un proces numit glass blowing, face niște bostănași micuți din sticlă, stopește sticla, o creează în forme diferite, foarte interesante și de culori diferite. Și chestia asta se întâmplă în Bristol și este Făcut în fir de firma Bristol Blue Glass. Și chiar acolo este o femeie, Alice Evans, care se ocupă de aceste mi miniaturi uh, bostănași foarte simpatici, care sunt uh, atracția, să zicem, în perioada asta, mai ales de Halloween. Și îmi place că BBC-ul, într-adevăr, promovează și chestiile astea micuțe, să zicem, artizanale, chiar simpatice. <laughs> Mergem pe mai departe și ce aflăm legat de chestii simpatice sau poate nu chiar simpatice, ci că UK-ul are 250.000 de pisici sălbatice. Și asta de ce? Pentru că în multe case pisicile nu sunt blocate în casă, ci ies și fac pui. Și asta pentru că proprietarii nu își sterilizează pisicile. Și așa că uite că în UK în momentul de față sunt 250.000 de pisici sălbatice, din fericire, diferența între pisicile sălbatice și câinii e că câinii, pisicile nu se unesc în haite, că mai apoi să muște oamenii care trec prin zonă. Pisicile se ascund, și deci văd liniștite de treabă. Problema mare, cum, cum e de multe ori și în România, e că acei câini se sălbaticesc și atacă în haită și chiar omoară oameni. Mergem mai departe. Cică, poate ești și tu unul dintre norocoșii aia, că rezidenți britanici primesc pachete nesolicitate de la Amazon. Și nu neapărat de la Amazon în sine, pe cât de la cât primesc de la firme care sunt în Amazon Marketplace. Firme de obicei din China, ce fac? Ca să-și să mărească ratingul în platforma Amazon, trimit pachete neplătite, nesolicitate, cu lucruri de nimic. O liră, două, chestii de nimic, așa, dar trimise la oameni random în UK. Și mi se pare că milioane de asemenea pachete au fost trimise doar în ideea că acele magazine, dar fiindcă Amazon vede că fac multe transporturi către UK, e bine acele magazine <laughs> să aibă un rating mai bun la Amazon. Și se pare că Amazon s-a prins de chestia asta și va sancționa magazinele alea mai devreme sau mai târziu. Iar oamenii s-au pomenit cu pachete nu știau despre ce se vorba, credeau că este un scam sau o păcăreală, ceva. Și erau alarmați. Și ce au primit? Au primit lucruri de nimic. În principiu, regula generală este dacă ai primit comandă de ceva și tu nu ai comandat, nu există niciun detaliu, atunci este bine cumva să-l arunci la gunoi. Dacă vei deschizi ce vei tu, dar aruncă la gunoi sau du-te pe mai departe. Pentru că, uite, vezi, e o scamatorie făcută de unii. Ghesuat, două știri și terminăm episodul în forță cu două știri legate de trenuri. O nouă linie de tren între Londra și Paris e posibil să fie creată de către spani spaniolii de la Renfe. Deocamdată sunt doar francezii care au calea ferată de la Londra către Paris, acel Eurostar, care merge probabil cât 3-4-5 ori pe zi. Și se pare că este încă timp suficient ca să poți aduce un alt tren. Iar spaniolii vor să intre pe, pe piața asta dintre Londra și Paris. Și e vorba de cei de la Renfe, care aferat anumită Renfe. Curios să văd când se întâmplă treaba asta. Dă-i să vină, de ce? Când e competiție pe o anumită direcție, de ce nu? Este mai ieftin pentru toată lumea. Deocamdată mi se pare că poți să găsești la oferte anumite trenuri care te duc până în Amsterdam din Londra. Pentru numai 40 de lire sau ceva de genul ăsta, un preț extraordinar de mic. Trebuie să-l vedem și să-l și folosim la un moment dat. Și o altă știre legată de trenuri, uite, a apărut un tren nou, Lumo, care te duce de la Londra la Edinburgh, Edinburgh, în Scoția. Și ajungi în 4 ore și jumătate, plătești undeva între 30 și 70 de lire, ceea ce este destul de puțin. La un moment dat, când am fost către Sheffield să ne vizităm un prieten acolo, am plătit 35 de lire drumul dus. Iar Sheffield, dacă stai să te uiți, e mult mai aproape. Să zicem UK Google Maps Sheffield. E mult mai aproape Sheffield-ul decât să zicem Edinburgh. Deci cam la cât jumătate? Nu, da, e la 40% din drumul londra Edinburgh, sheffield -ul. Oricum, sheffield -ul e cam la vreo 300 și de km, ajunge acolo în două ore și ceva. Mergi cu 150 la 150-200 de km la oră, cam așa ceva. Și în 4 ore jumate poți să ajungi la Edinburgh. Chiar e curios de văzut câți kilometri sunt până la Edinburgh. Dacă dai Londra, așa, demi kilometri, 407 mile, respectiv 600 și ceva de kilometri. Opțiuni? Dăm -mi și mie în kilometri, mă, așa. <laughs> ne uităm 655 de kilometri până în Edinburgh. Și atunci să faci 655 de kilometri în numai 4 ore și puțin, 4 ore și jumătate, înseamnă ceva. Și zic oamenii că cumva merită ca soluție alternativă la zborul cu avionul. Îți da seama, până te duci la aeroport, până te de securitate, până zbor cu avionul, cu avionul aia 600 de km, zbori în, ce știu, 40-50 de minute. Până te debarci și așa mai departe, cumva asta e să te gândești că ai mai multă libertate și e mai simpatic de mers cu trenurile astea Lumo, de la Londra la Edinburgh. De ce nu? Uite că asta ar putea fi o chestie destul de faină și utilă. Oricum, la un moment dat, chiar vrem să vizităm și noi Scoția și se pare că, până la urmă, chiar vom merge cu trenul. Și cu gândul că vom vizita Scoția cu trenul, uite că terminăm acest nou episod de podcast numit COVID s-a dus pe Dune. Și, bineînțeles, am vorbit despre faptul că COVID nu iartă pe nimeni, nici măcar pe Jason Momoa, am mai vorbit despre lucruri ciudate legate de UK, despre fapturi practice legate de relația cu home office. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com. Nu mai am voce, nu mai am energie, dar uite că am ajuns la final de episod. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Și până atunci, grijă și sănătate și feriți-vă de COVID pentru că suntem în continuare în pandemie. Succes! On national Rail, as that